o zi cumva și de lucru. Este o zi plină de emoție, motivație. Motor! Acțiune! Totul e spontan, așa că e ceea ce simt. Vasile Lup, fenomen. În sfârșit se întâmplă și în România. Evenimentul se numește O zi cu Vasile Lup. Este un seminar în cadrul căruia o să aflați o grămadă de chestii absolut geniale. Nu regret nici o secundă că am venit, a fost o experiență de neuitat. Am învățat foarte multe lucruri și ceea ce urmează acum e doar să le pun în practică. Sunt la a doua ediție când vin aici și am crezut că va repeta o parte mare din cele spuse data trecută. Ce să vezi? N-a repetat nimic, totul a fost absolut genial. Sunt foarte mulți care fac treaba asta pe internet fără a putea de fapt dovedi că a făcut ce a spus că a făcut. E, în schimb, Vasile stau în locul respectiv, știi? Adică totul poate să fie una, două dovedit și cu atât mai tare adaugă la credibilitatea cu care au vorbit. O să văd care patos în chestia asta și că el, și dacă n-ar fi să o facă pentru scop financiar asta, se vede pe el că îi pasă să dea informațiile pe care le are și mai departe. Am învățat foarte multe chestii interesante pe care nu mă așteptam să le aud, foarte multe dintre ele, care m-au pus pe gânduri și m-au învățat să gândesc puțin diferit față de orice alt antreprenor în încercarea de a ajunge la succes. De omul acesta nu ai cum să te plictisești, nu ai cum să te saturi și chiar dacă auzi de două ori același lucru, l-auzi total diferit, înțelegi total diferit și te marchează acolo unde trebuie. Sunt aici la Lup Consulting, una dintre cele mai faine experiențe pe care eu le-am avut până acum. Una și din puținele, pentru că nu sunt atât de inițiat în toată lumea asta, însă vreau să vă zic că e o ocazie pe care nu trebuie să o pierzi. Ca să fiu sincer, eu nu prea înghit speakerii motivaționale, sunt un pic reticent față de ei. Dar Vasile Lup e un tip care mi-a schimbat cel puțin, într-o mare măsură, perspectiva asupra chestii astea. Seminarul a fost unul foarte informativ, mulțumesc lui domnul Vasile pentru că ne-a primit. Am învățat foarte multe și unele lucruri care au rămas cu mine este faptul că recent am început să devin așa mai relaxat cu scopurile mele și mi-a cumva dat foc înapoi să mă reîncep de treabă. Stai mă, cum se numește ce am făcut noi azi, că am lapsus. Seminarul O zi cu Vasile Lup. Se definește în câteva cuvinte: pasiune, perfecțiune, dăruire și toate acestea îl definesc pe el și ți le transmite în doar câteva secunde, încă de la prima întâlnire și încă de la primele fraze rostite până la finalul seminarului. Este o adevărată experiență și chiar mă bucur că nu este o experiență care durează doar două ore, pentru că trebuie să te bucuri în totalitate de ea. Nu e ceva ce apare și dispare așa rapid, e ceva ce chiar durează, din care chiar poți să înveți și chiar ajungi să înțelegi în totalitate tot ce vrea să transmită și mai ales energia lui. Ce-a făcut el cel mai bine și o combinat povestea lui personală de când eram mic cu până în punctul în care a ajuns acum. Ceea ce pentru mine, fiind și pe TikTok și cu cafele și afaceri și așa mai departe, am putut să relate în treaba respectivă, să mă simt într-o oarecare măsură, bineînțeles, nu la nivelul la care e el acum, dar am 24 de ani, cine știe, mai am încă destul de mult. Dar când vine vorba de Vasile, dacă stai să te uiți în general în lume cum sunt persoanele de genul pe care, dacă apuci să le cunoști, sunt de reticente să-ți spună, să stea lângă tine, să-ți zâmbească, zică, bă, uite, fa așa sau așa mai departe, pentru că majoritatea au interese financiare în treaba respectivă. E, el ce face, Vasile, e un om cât se poate de simplu și asta cred că a făcut, de fapt, pentru toată lumea care a fost aici, să îl aprecieze cu atât mai tare, mai presus decât tot ce a spus și așa mai departe. Când stai cu el, mă, te vede ca un om normal și se comportă ca un om normal, nu că el e multimilionar sau cum ai vrea tu să-i spui, un om care a reușit în viață pe partea financiară și tu ești doar unul care, știi, deci te ia ca un, de la om la om. Vasile Lup e un tip cu care poți vorbi ca și cu un prieten. Eu m-am simțit ca și cum aș fi cu un unchi de-al meu la un seminar. Ne-a explicat povestea lui și foarte, foarte important, e un om care are ceva în spate, e un om care a realizat anumite chestiuni, a făcut bani, ca să o dăm așa românește pe față, și vine să-ți explice perspectiva lui. Să-ți explică cum a făcut el bani
ce l-a ajutat, ce nu l-a ajutat, ce l-a încurcat și așa mai departe. Și tu poți să înveți ceva din toată experiența lui. Se vede că e foarte, foarte, foarte pasionat de ceea ce face. Dacă o să țină tot așa, am înțeles că nu a început foarte mult pe partea asta motivațională, dar dacă o să țină în felul ăsta, sunt sigur că în maxim 2-3 ani o să fie cel mai top pe domeniul ăsta în România. Am cunoscut în sfârșit omul care este Vasile Lop, care este un om demn de absolut tot ce își dorește și mi se pare incredibil că a realizat absolut tot ce a făcut prin multă muncă, prin o dovadă de o inteligență neașteptată și ieșită din comun și este o persoană foarte deschisă, foarte plăcută, o persoană care te face să te simți de parcă ai fi singura persoană din cameră, vorbește cu tine și doar cu tine. Eu pe el nu l-am cunoscut decât astăzi, eu n-am știut cu ce se ocupă el, n-am știut că a apărut pe TikTok în lumea în care eu mă dezvolt atât de bine. Și în momentul în care am aflat ce poveste se află în spatele lui, a rămas uimit de unde a putut porni omul ăsta și unde a putut ajunge și cu ce zâmbet poate să ne povestească toate greutățile prin care a trecut în o grămadă de ani de suferință până să ajungă la nivelul la care este acum. Am învățat în această zi cât de scurtă este viața și cum trebuie să profiți de moment, cum să îl maximizezi și să faci tot ce e mai bun putință și să crești prin tine. În Vasile Lup, cred că în primul rând găsești un om plin de motivație, plin de ambiție. Se vede de la distanță că știe ce face, știe despre ce vorbește și nu aruncă cu vorbe doar ca să fie aruncate, le spune din suflet și transmite un mesaj foarte puternic, mai ales dacă l-asculți în live, în persoană. Te atinge într-un loc sensibil în care cred că reușește să schimbe ceva în tine. Am învățat să fim perseverenți, să nu ne fie frică de nimic și să avem sânge în noi. Eu m-aș fi bucurat dacă aș fi avut 12-13 ani să fi fost cineva în România care ar fi început să vorbească despre așa ceva. Sunt principii relativ basic, standard când vine vorba de așa ceva, dar depinde cum le aplici tu asupra vieții tale sau așa mai departe. Este o persoană foarte determinată și mi-a plăcut să am plăcerea de a sta în preajma lui, pentru că astfel am avut ocazia să învăț din experiența lui și dacă aveți posibilitatea să îl întâlniți, vă recomand cu mare drag. No, și Mărean, îți dai seama că și mie acum oricât de mult, ori chiar dacă nu stau în satul mare, mă bucur dovada că, bă, se poate și în satul mare, aia e cu tot cu povestea lui și ce-a făcut el cel mai bine și o combinat povestea lui personală, de când eram mic, până în punctul în care a ajuns acum. Pot spune că a fost una dintre cele mai bune alegeri. M-a ajutat extrem de mult și voi pune în practică cele învățate, astfel încât mi-am propus ca pe viitor să îmbin medicina cu business-ul. Seminarul O zi cu Vasile Lup este cea mai bună investiție în tine. Tuturor celor care îl urmăriți pe Vasile Lup, vă recomand să veniți la trainingurile pe care el le face. Dacă merită să veniți la domnul Vasile pentru un instructaj, da, este un lucru foarte benefic și recomand. Cu siguranță veți pleca măcar cu o idee care cu siguranță vă va fi foarte utilă dacă vreți să începeți un business, dacă vreți să creșteți, să câștigați bani. Pentru că omul ăsta a înțeles că pe planeta pe care noi trăim, banii sunt importanți. Iar el știe să vă învețe cum să faceți bani. Fără doar și poate, nu ai cum să simți prin online ceea ce simți live. Energia lui e foarte simțită în momentul în care ești acolo cu el. Practic, nu știu, dar te simți cum ar veni prost dacă nu faci tot ce zice el după seminar. Parcă te simți prost, te face dator față de el să faci absolut tot ce a zis el acolo cât mai repede, dacă se poate în secunda 2. E foarte ușor să iei quotes și așa mai departe și citate de pe internet și din cărți și să le spui tuturor. În schimb, când îți vine unul care a făcut chestiile respective, identic cum o scrii și încă așa mai departe, pentru că așa și-o trăit viața, atunci cred că merită 100% să-i dai omului o șansă sau chiar mai multe pentru ceea ce face, părerea mea. Eu sunt total de partea lui Vasile, absolut. Este o persoană extrem de modestă și fiecare dintre voi merită să-l cunoașteți și să participați la seminarele lui pentru a vă dezvolta personal pentru a primi un boost de încredere și ambiție. Un om care știe ce vrea de la viață și știe
că poate să ajute lumea. Un lup, un luptător care crește până într-o zi va fi titan. Pentru mine a fost o surpriză plăcută să-l întâlnesc pe el ca persoană, nu doar ca personaj, ca entitate, ca persoană publică. Unul la mână și m-am bucurat cel mai tare când am fost invitat de către Mihai și am început să primesc mesaje și așa mai departe, a fost sentimentul ăla de bă, în sfârșit se întâmplă și în România. Am chemat aici pe toți prietenii mei TikToker, influenceri care vor schimba literalmente lumea prin ceea ce fac ei, prin ceea ce influențează ei în bine. Și Vasile s-a ridicat la nivelul așteptărilor și peste. Practic, sunt mândru nu doar că Vasile Lup mă cheamă pe mine, ci că m-a lăsat pe mine să-mi chem prietenii și că i-a uimit atât de tare pe aceștia încât toți vor să revină. O zi cu Vasile Lup e cea mai bună investiție pe care o poți face în tine.